Bine ați venit la Alfa Media, stimați telespectatori, și bun găsit la emisiunea Perspective Politice. În cadrul acestei ediții avem oaspeți de seamă, de la centru, și încep cu domnul Cristian Preda, care este membru în Parlamentul European. Bine ați venit la Alfa Media, stimate domn, și bun venit în județul Constanța. Vă mulțumesc mult pentru invitație, o plăcere să fiu în Constanța și în Megidia. E oricum prima dată când dau un interviu la Megidia. Ne bucurăm. Da. Și doamna Iuliana Grigoriu, care este membru al Mișcării Populare și totodată se găsește pe lista Parlamentului European, alegerile 2014. Bine ați venit și dumneavoastră. Încep cu dumneavoastră, stimate doamnă Preda, și aș dori să facem o comparație. Atunci când dumneavoastră în 2009 ați candidat pentru Parlamentul European, care era situația politică și care este în prezent contextul politic? Da, cred că e vorba de două situații foarte diferite. Atunci, în 2009, în momentul în care s-au organizat alegerile pentru Parlamentul European, aveam la putere o coaliție formată din Partidul Democrat Liberal și Partidul Social Democrat. Traian Băsescu era la sfârșitul primului său mandat și liderul Partidului Social Democrat era Mircea Joană. El însuși a anunțat atunci ca prezidențiabil și țin minte foarte bine că în campania din 2009, deși noi și PSD-ul eram la guvernare, eu eram în acea vreme consilierul președintelui Băsescu, în campanie a fost o atmosferă destul de stranie, pentru că, bun, în campanie îți ataci. Da, în același timp atacam adversarii, că într-o campanie asta e, te diferențiezi atacând, punctând critic împotriva lui. PSD-iștii erau ceva mai reținuți. În același timp, în mod paradoxal, la 3 luni după această campanie electorală, ei au fost cei care au părăsit coaliția cu ideea că din opoziție Mircea Joană are mai multe șanse să fie președinte. Acum toată lumea știe ce s-a întâmplat, că n-a fost președinte decât 6 ore acum. Se pare că istoria se repetă. Acum avem, asta vreau să vă sugerez, un scenariu oarecum asemănător pentru unii. Eu nu cred că istoria se repetă în mod perfect, în mod impecabil, dar Crin Antonescu a plecat din guvern. E adevărat, de data asta chiar înaintea alegerilor europene, nu a așteptat cum s-a întâmplat în 2009, perioada dinaintea prezidențialilor, imediat înainte, cu câteva săptămâni, vreau să zic, să se țină scrutinul. Și mulți au comparat chestiunea asta. Pe de altă parte, avem de a face și asta e ultima observație pe care vreau să o fac. Avem de a face cu o situație radical diferită din punctul de vedere al guvernului. Atunci, în 2009, exista un guvern PDL-PSD, fiecare dintre partide dăduse ce avea mai bun, exista un anumit consens. Acum, vedeți dumneavoastră, de 2 ani aproape, avem un guvern condus de Victor Ponta și vreau să vă spun că acest guvern a stabilit un record istoric. Puțină lume știe că instituția guvernului a fost înființată în România în 1862. De atunci avem ceea ce se cheamă guvern în această țară. Atunci în România mică, pe urmă cu România mare, ce a fost, la 1862, neîntrerupt, am avut un guvern. Ei bine, vreau să vă spun că dacă veți căuta în anale, dacă veți căuta în dicționare, în cărțile de istorie, veți vedea că niciun guvern de la 1862 încoace nu a pierdut în 2 ani de zile atâția miniștri înainte de ieșirea liberalilor, că nu e vorba de ieșirea Partidului Liberal. Evident că au pierdut miniștri și au fost în loc. Dar câtă vreme a durat guvernul USL, a existat cea mai mare pierdere de miniștri în termeni strict cantitativ. Fie pentru că au fost incompetenți, au fost dați afară, fie pentru că, și mai grav, au fost trimiși în judecată, sau și mai grav, au fost trimiși în închisoare, cum e cazul lui Fenechiu. Niciodată în istoria României nu am avut atâta instabilitate guvernamentală în 2 ani de zile și niciodată nu am avut atâția miniștri, în toată istoria noastră, la 1862, atâția miniștri care să aibă problemele de corupție pe care le are guvernul. Asta, într-adevăr, este o diferență semnificativă. În acest context, cum este privită România din afară?
Doamnă, vă spun sincer, deși sunt în grupul Partidului Popular European, mie mi-e greu să asum imaginea unei Românii care e privită ca o țară coruptă din pricina unora care sunt la PSD. Uitați, nu o să se supere nimeni, dar e un fapt pe care îl constată toată lumea. În 2009, lista Partidului Social Democrat pentru Europene a fost condusă de Adrian Severin, care a făcut de rușine toată țara, trebuie spus, nu doar familia lui politică, nu doar Partidul Social Democrat, pentru că, deși noi, parlamentari europeni, avem un statut mai mult decât confortabil, suntem plătiți cu niște salarii uriașe în raport cu cei în România și trebuie să sunt primul care o spune. Avem un salariu enorm de 6.000 de euro. Este enorm în raport cu ce câștigă oamenii de rând. În aceste condiții, Adrian Severin s-a trezit să ia mită și a făcut de rușine această țară. Deci, nouă ne e puțin rușine cu salariile astea care sunt enorme, că ele sunt calculate la nivelul de viață din Belgia, din Franța și, în fine, nu le stabilim noi, nu România le plătește. Le plătește Bruxelles, sigur, și din banii pe care îi alimentează statele membre, dar în aceste condiții, când ai un salariu de acest nivel, că vă spun, mie sunt profesor și toată viața am câștigat puțin, mie mi-e rușine în fața colegilor mei când află ce salariu avem, are un deputat european. Dar asta e statutul, nu o să spun acum, domne, luați-mi salariu, că nu e nimeni în această situație. Dar în aceste condiții să fie atât de neobrăzat și să iei mită ca deputat, fără să te gândești că îți faci de rușine nu doar numele, nu doar partidul politic, ci țara. În condițiile care ești o etichetă a formațiunii politice. Tocmai și... Doamne, vorba de țară, știți? Și de țară. În scandalul România respectiv niciodată au mai nu fost... a avut o astfel de imagine. Păi da, deci au mai deci fost... Deci să fie pătată de anumite da, gesturi. Deci vedeți că ce vă spun eu aici, că e guvernul care a pierdut cei mai mulți oameni pentru că au fost trimiși în judecată, că au fost toate în închisoare și așa mai departe. Toate aceste date sunt consemnate, de pildă, de ambasadele de la București, ale partenerilor noștri europeni și toată această informație se duce pe canalele oficiale. Când un reprezentant al guvernului nostru se întâlnește cu un reprezentant al unui guvern străin, acel reprezentant are ofișe, știe, uite, ăsta vine într-un guvern unde atâți au fost corupți. Deci vă dați seama ce înseamnă asta din punctul de vedere al contactelor externe. Este dezastros. Cum e și cazul ăsta cu Severin de care pomenea? Păi da, să trimitem oameni în Parlamentul European să ia șpagă acolo. Adică e ceva incredibil. Și de asta eu cred că acum trebuie să fie puși pe liste oameni care au cariere. Aveți aici un exemplu, doamna care candidează din partea regiunii Constanța, Megidia, toată această zonă. Oameni care sunt profesioniști, au o meserie, au un statut, nu fac politică pentru, cum să vă spun, pentru a intra în rețele corupte și așa mai departe, și oameni care pot să reprezinte prin meseria lor, prin felul în care sunt educați, prin felul în care vorbesc, să reprezinte cetățenii acestei țări, indiferent de partidul care susține. Dar eu zic să o lăsăm mai bine pe doamna, că vorbește mai bine ca mine. Și deschid o paranteză, ținând cont de ceea ce a spus dumneavoastră, că aveți salarii uriașe față de... salariile care sunt în România și mă refer la deputați. Stimată doamnă, este unul dintre motivele pentru care candidați, pentru că trebuie să recunoaștem, sunt anumite personalități politice care își doresc să ajungă în acest Parlament European doar pentru faptul că au o poziție destul de pozitivă și un salariu foarte mare și alte avantaje. Care este motivul pentru care dumneavoastră doriți să faceți parte din acest Parlament? Motivul meu este că am întâlnit un om extraordinar, Claudiu Palas, care mi-a spus că prin acest nou partid vrea să așeze lucrurile și să se facă treabă. Eu sunt expert internațional deja, lucrez cu Germania pe fonduri europene, sunt auditor. Nu partea financiară mă atrage la acest lucru. Am clienți în Constanța, am adus fonduri europene în Constanța cu mare bucurie și cred că am putea face treabă să se facă absorție mult mai mare numai prin noi înșine și anume să informăm oamenii corect, să le spunem că aceste proiecte nu sunt... Nu sunt de genul cineva vrea bani, că vrea să facă o fabrică de încălțăminte și se duce la minister sau la o agenție și spune, domne, eu sunt Iuliana Grigoriu și vreau să fac o fabrică de încălțăminte. Nu este atât de ușor. Regulile sunt extrem de stricte. Dar, printr-o informație foarte bună către cetățean, către fermier, către micul întreprinzător, și cu pașii corecți se pot face și, așa cum am spus, avem proiecte în Constanța, cred că ultimul a fost aprobat acum 2 ani de 4 milioane de euro.
Dar aveți și proiecte care au fost uitate în nu știu ce sertare? Și spun acest lucru pentru că noi care suntem liantul dintre dumneavoastră și primării și comunități, de multe ori ne confruntăm cu această problemă. Spun primarii, da, domnule, eu vreau să dezvolt comunitatea, dar vedeți dumneavoastră, dosarele mele au rămas uitate undeva în sertar sau au fost întoarse, refuzate pentru că lipsește nu știu ce hârtie sau nu știu ce virgulă. Da. Care este adevărul? În mod normal nu ar trebui să existe aceste dosare uitate în sertare. Dar am să vă dau politicul și aici? Politicul, necunoștința, necunoașterea noastră și acceptarea ideii de a merge pe prietenii. Chiar la Constanța, n-am să dau nume, am avut următorul fenomen. Am înființat un grup de producători pe care să acceseze fonduri europene pe regulament specific care va funcționa de acum până când Uniunea Europeană va funcționa. Și am înființat acest grup urmând să depunem un proiect de finanțare. Președinta grupului, fiind prietenă cu doamna director de la instituția la care trebuia depus acest dosar, îi dă dosarul fără număr de înregistrare, fără nimic, fără pe prietenie. Dosar care s-a uitat într-un sertar. În 2 luni s-a schimbat legislația și s-a pierdut tren. Deci avem pe de o parte acele prietenii, mai mult sau mai puțin politice, și pe de altă parte necunoașterea noastră. Există totuși o legislație care spune că orice instituție trebuie să-ți dea un răspuns în 30 de zile. Dumneavoastră, dacă vreți să faceți o cerere în care cereți la primărie să vi se dea o pereche de pantofi, în maxim 30 de zile trebuie să vă răspundă cineva că nu poate să vă dea acea pereche de pantofi, dar trebuie să vă răspundă. Și dacă depunem documente, sigur că greșim, sigur că uităm, poate uităm să punem un document, poate că nu avem document, poate că nu cunoaște, poate nu știm nici noi, nici consultantul nostru, că până la urmă consultantul n-a făcut el ghidul ăla și chiar dacă l-ar fi făcut și el o ia scap. Dar există metode și pași care ne ajută să trecem peste ele. Se trimite o notificare, fiți vă rog drăguți, completați dosarul cu X, Y, Z și așa mai departe. Pe Constanța mai avem o problemă foarte mare, Constanța în general, și anume autorizațiile de construcții. Dumneavoastră știți cât durează autorizațiile de construcții la Constanța? Mai cunoaștem și cităm anumiți primari, dar totuși ce se poate face astfel încât birocrația aceasta stufoasă să rămână undeva, să facă parte din istorie? Că toți se plâng, domne, birocrația... Poți să intervin? Vă rog. Să știți că nu există vreun sistem administrativ fără birocrație. Problema e să fie funcțională birocrația, adică să meargă toate aceste rotițe administrative de care e nevoie atunci când există solicitări din partea cetățenilor. Inclusiv exemplele date de colega mea sunt foarte clare, nu? Dacă o primărie e obligată să se răspundă în 30 de zile, indiferent ce se întâmplă acolo, în 30 de zile trebuie să, maxim trebuie să-ți dea răspunsul, da? Deci, nu ne putem închipui că, nu știu, administrarea unei țări se poate produce în mod spontan, fără să intervină acest palier administrativ care îi spune birocrație. Și la nu e existența birocrației, ci coruperea ei, nerespectarea legii, în loc să-ți dea răspunsul 30 de zile, nu ți-l dă, să schimbă legislația și nu află și așa mai departe. Da? Deci, chestiunea e cum ameliorăm această funcționare. Asta, dacă noi cetățeni nu facem presiune asupra instituției, zice, bă, nu îmi dă 30 de zile, lasă-mă, să-mi dea 60, dacă nu facem această presiune, oamenii în mod inerțial așa vor rămâne și nu ne vor da nici în 600 de zile, nu? Înțelegeți? Deci, trebuie să existe această presiune. Ea există acum, față de cum stăteau lucrurile la începutul anilor 90, lumea are acum mai mult curaj să spună lucrurile nu merg, să-ți adreseze, să reclame. Dar instituțiile nu mai dau dovadă de transparență. Tocmai, mai e un aspect și aici aș vrea să subliniez și eu ce spuneam doamna mai devreme, și anume există într-adevăr o
un mod de lucru în ceea ce înseamnă proiecte europene care e mai complicat. E un tip de abordare a proiectelor, a construirilor, a gestionării datelor, cu care noi nu suntem obișnuiți. Și pentru că instituțiile noastre n-au lucrat așa, au improvizat de multe ori, și pentru că în școală, de pildă, nu te învață nimeni în mod natural cum să scrii un proiect și așa mai departe, faci matematică și biologie, foarte frumos, sunt utile matematica și biologia, dar pe urmă când trebuie să scrii și o compunere. Sunt unii care au dificultăți, da? Și atunci, cum putem să remediem situația? Vă dau un exemplu, pentru că și ieri am fost într-un județ din sudul României, în Călăraș. Și am vorbit cu oamenii la țară, în comune. Și au această preocupare. Dom'le, uite, avem potențial, putem să facem legume, ne-am constituat o asociație. Dom'le, dar cum facem cu proiectele astea? Și atunci noi ce facem noi la Mișcarea Populară? Și asta le spunem oamenilor și vom ține această promisiune pentru că suntem deja organizați în acest fel. Mergem cu consultanții care au experiențe de acest fel și îi învățăm pe oameni cum să facă dosarul impecabil, astfel încât să nu existe impedimentul de care pomeneați. Că a uitat o nouă virgulă sau, cum spunea doamna, n-a pus un document acolo. Deci noi învățăm pe oameni să construiască aceste proiecte. Nu le putem face noi, nu le asumăm noi, că nu-i treaba unui partid politic să asume un proiect. Nu poate să le asume, nu știu, Băsescu sau, înțelegeți că nu-i rolul șefului statului să scrie el proiect pentru oameni, că nu-ți dă statul mură în gură. Însă îi ajutăm pe oameni să se ajute singuri. Da? Deci, cu cei care au experiența proiectelor europene, scriere, construcție, asociere și așa mai departe, le spunem, uite domnule, așa trebuie să faci, îți dăm o mână de ajutor, dar cheamă alături de tine alți oameni întreprinzători, dinamici. Dădeam exemplu Călărașului, acolo un potențial agricol colosal, un pământ extraordinar, au tradiție, știu să facă și legume și ce vreți, da? Sunt blocați pentru că un primar e comod sau altul zice lasă că nu punem proiectele în sertar, cum a zis, că știu eu pe cineva care... Nu, domnule, dacă există o presiune, cum spuneam mai devreme, din partea multor cetățeni, din partea comunității, din partea acestor mici asocieri între persoane, că s-a depășit trauma cooperativei, știți că la începutul anilor 90 puțină lume s-a asociat, a, păi ce, ce apeu de... Nu e, domnule, există și alte forme de asociere. A fost până prin 2000. A fost târziu, da. Deci noi ce putem să facem și o facem deja în alte locuri, ne-am întâlnit deja cu tineri, am dus consultanții noștri, le-au explicat, ei își pregătesc aceste dosare și îi învățăm să facă presiunea sub autorităților. Pentru că nu trebuie ca aceste dosare să fie judecate pe bază de corupție, că dai șpagă, ți-l pună ție în față. Nu trebuie ca aceste dosare să rămână uitate. Toate trebuie judecate, toate trebuie să aibă un verdict. Eu așa ce altceva aș reclama numele lor, ca atunci când ai o dificultate primăria sau cine, autoritatea care primește proiectul în general, să spună, domne, vezi că e o problemă, trebuie să te ajute instituțiile în acest fel. Adică, sigur că vin consultanții și nu trebuie să renunți. Pur și simplu să te ajute. Asta. Da, e sunt cazuri... Cel care are o respingere, ați dat dumneavoastră un exemplu, da, a fost respins odată de două, de trei ori. Probabil că i s-a dat o notificare în care i s-a spus de ce se respinde acel proiect. Să vină, domnule, la ușa dumneavoastră aici și să apară pe post, să spună, domne, mi-a respins, ni s-a întâmplat și nouă, am avut experiențe neplăcute și de corupție și... De toate. Însă, oamenii încep ușor, ușor să-și facă treaba. Vorbesc de instituții. Sigur că nu putem noi să eradicăm de mâine corupția peste tot. Nu se poate. Dar dacă noi ne ținem noi de treabă, să înțelegem că de noi depinde, nu o să vină nimeni să ne facă. Și mai ales să fim informați că ce se întâmplă în mediul rural în special... Vine cineva și spune, păi domne, vreau să-mi fac o hală de fabrică de brânză, o fabrică de brânză, da? Păi da, domne, dar știi că dacă o faci pe fonduri, începi să plătești TVA, faci cu tare, faci cu tare, de fapt nu mai câștigi decât 20-30%, total aberant. Și dacă i-a spus Nea Gheorghe la Birt treaba asta, el deja nu se mai interesează. Noi trebuie întâi să ne interesăm ca și fermieri, ca și persoane, și pe de altă parte, prin diverse metode, prin diverse căi, cu dumneavoastră, cu dezbaterile pe care le avem, să informăm oamenii. Dom'le, sunt proiecte și fonduri europene pentru 1, 2, 3. Vă interesează? Bine. Nu vă interesează? Iarăși bine. Dar vrem să facem ceva palpabil.
Da, pentru că vedeți dumneavoastră, și aici mă întorc și la comparația pe care o făceați cu 2009. Noi am intrat în Uniune din 2007 și e adevărat că întrucât a existat incertitudinea, ne intrăm la 1 ianuarie, nu intrăm la 1... Multă, țin minte că eram la Ministerul de Externe atunci și în, la sfârșitul septembrie abia a venit actualul președinte al Comisiei, Barroso, și atunci a confirmat de septembrie 2006, cred că 28 sau 29, atunci a confirmat că intrăm la 1 ianuarie. Și a fost data fermă, deci vedeți, cu 3 luni înainte. Și asta, să nu uităm, a influențat foarte mult și în sensul rău pregătirea acestor instituții care au gestionat apoi dosarele de atragere de fonduri. Și 2-3 ani, trebuie spus că instituțiile s-au organizat și asta a păgubit într-adevăr cetățenii, adică ei sunt cei care au plătit. Dar vedeți, mulți în jur acum pe Emil Boc, zic, ce a făcut PSD-ul că au atras fondurile. Dar ăștia au atras fonduri mai multe acum pentru că Boc a făcut... proiectele. S-au încheiat proiectele, înțelegeți? Da, sigur că deci, e foarte bine că reușim să aducem mai mulți bani, dar ar trebui să fim corecți cu ăștia care au făcut munca de organizare, că din păcate nu fusese făcută până în 2007 cum trebuia. Pe de altă parte, uitați-vă ce dramă, că toată lumea se plânge, n-avem bani, n-avem... și sunt atâtea miliarde care nu au fost accesate în această perioadă. Din fericire, și în Parlamentul European, și președinte Băsescu în Consiliul European, am făcut tot ce se poate pentru ca România să poată beneficia o perioadă suplimentară de banii din 2007-2013, că așa se programează. Deci în Europa s-ac planul de-astea pe 7 ani. Și acum încă sunt foarte mari întârzie. Încă sunt mari întârzie. Exact. Bun. S-au pierdut deja 3 luni. Exact. Aprilie e deja pierdută, că Paștele deci, și așa mai departe. Deci suntem la 1 mai și încă nu știm nu s-a făcut, exact, pentru, ce avem de făcut. Da. Deci eu cred însă că dacă suntem hotărâți, cum spunea și doamna Grigoriu, și mergem în această direcție, nu cedăm, oamenii au învățat deja, au acumulat o anumită experiență. Eu sunt convins că în perioada 2014-2020 vom fi mult mai bine decât în 2007-2013 ce s-a întâmplat acum. Pentru că oamenii învață din experiență și nu trebuie să cedăm, adică nu trebuie să spunem, bun, am fost înfrânt. Mai e ceva. Și apropo de discuția pe care o aminteam cu oamenii din mediul rural, din comunele, din Călăraș, dar situația e peste tot aceeași. Ne-am întâlnit acolo cu tineri, hotărâți, doamne bun, și cum vreți să faceți? Zice, păi vrem să facem un call center. Dom'le, ce call center? Zice, păi call center pentru Vodafone. Zice, dom'le, bun, e bine și un call center, dar aveți aici legume, puteți să faceți și... Deci, baza este agricultura. Da, adică e foarte bine că tinerii de astăzi au acces la internet, au capacitatea de a comunica ușor, de a se adapta la noi. Dom'le, dar uneori nu trebuie să, să crezi că vei da lovitura în nu știu ce comună făcând un call center, când poți să faci, uite, pui mână de la mână, te asociezi cu 5-6 ani, scrii un proiect de ăsta, te ajută și autoritățile, le dă și o mână de ajutor și câștigi pe termen lung mult mai bine și pentru tine personal, dar și pentru comunitatea respectivă. Pentru că proiectele astea ajută și de asta în fondurile europene sunt proiecte pentru agricultori, subvenții directe pentru agricultori, sunt fonduri pentru dezvoltarea comunitară. Pentru că miza României în general, indiferent de rural, urban, este dezvoltarea efectivă. Banii ăștia nu sunt bani care sunt, cum să vă zic, cum ai bani și te duci și te distrezi cu ei. Sunt bani pentru dezvoltarea comunităților noastre, pentru a schimba România. Și asta poate să facă fiecare dintre noi. Nu face președintele sau primul ministru, că nu el scrie proiectele astea, nu el muncește. Ăștia trebuie să-și facă datoria, să țină legea, cum a făcut și Băsescu. A zis, dacă nu era Băsescu, furau ăștia, dărupeau. Deci Băsescu nu-i mai lasă, domnule, să fure. Și de asta îl și detestă, că trecem în partea asta mai politică. Dar ideea este că atâta timp cât oamenii au văzut că legea poate fi respectată, că la care fură e băgată în pușcărie. Și trebuie respectată. Păi da. Păi, mulți știau că trebuie respectat, dar o călcau și aveau niște rețele de... au jefuit țara. Nu vedeți că sunt, iarăși, pe rușinea noastră, sunt în închisoare acum oameni care aveau responsabilitatea gestionării interesului public și în loc să facă asta, plecau cu valizele de bani. Da? Deci, lumea a văzut cum se întâmplă, putem învăța din această experiență, noi venim și le dăm o mână de ajutor, mai ales celor tineri, că ne-a zis lumea, suntem partidul umbluci. Da, domnule, oamenii tineri, destinși,
cum se cheamă, în forță, în vigoare, că mai sunt la țară, ne uităm niște oameni săraci, mulți pensionari, au pensii mici. Vorbeam ieri cu cineva, îmi zice, păi plătim dintr-o pensie de 40 de lei și o pensie mare pentru mulți. Zice, 100 de lei plătim curentul, nu știu cât, zice. La regularizare mi-a zis cineva, am plătit 600 de lei curentul. Și aici, apropo de preț, am auzit că aveți un preț la apă la Megidia ceva colosal. Vreți să stabiliți un record mondial sau care? Cetățenii sunt cei care vă pot răspunde. A, nu, nu, dar am crezut că ați cerut dumneavoastră cetățenii să aveți un preț mare la apă. Că am auzit că e 7 lei sau cât e metru cub. Da, da, n-au cerut cetățenii, nu? Sunt puțin ironic acum, dar da, am aflat că e un preț foarte mare la apă și nu înțeleg de cei ce. Cei care răspund de soarta comunității. În orice caz, mai scump ca la București este. E mai scump ca la București, da. Adică am venit cu apă de la București, să nu glumesc acum, da. Nu, dar am auzit că e o problemă acum, serios vorbind, dar am auzit că e o problemă aici cu prețul ăsta uriaș al apei și trebuie să înțelegem că până să veniți la televiziunea Alfa Media, asta de vorbă cu cetățenii și este una dintre problemele pe care... Am mai aflat una alta, da. Dar deja am apucat bine să parcăm mașina. Da. Și au venit să spună ofurile. Da. Cum îi determinați pe acești cetățeni care sunt nemulțumiți să creadă în formațiunea politică din care faceți parte? Păi uitați, am atras oameni noi. Oameni noi care au experiență profesională în accesarea fondurilor europene. Ce înseamnă? De fapt, care este importanța accesării acestor fonduri europene? Pentru că omul se gândește, domnule, o să am loc de muncă, o să am un trai care să-mi permită să-mi plătesc, așa cum spuneați dumneavoastră, domnule Preda, utilitățile, pentru că da, prețurile s-ar... apa și așa mai departe. Da, cred că o să atragem oamenii prin faptul că vom demonstra că se poate face treabă. Și sunteți partidul Mișcarea Populară. Exact. Populară. Exact. Și dacă reușim ușor, ușor în fiecare județ și mai departe comună să facem o deschidere de ușă, să vorbim despre aceste proiecte, despre posibilitățile care sunt, sigur, asta fiind una dintre măsurile pe care le luăm, cred că vom demonstra prin practică. Când ați intrat în Mișcarea Populară? La început, anul trecut, când s-am înființat. Iar în politică? Anul trecut. Pentru prima dată. Da, am mai avut niște încercări în 93-94, dar cred că eram mult prea mică eu. Și între timp, oricum, s-au schimbat lucrurile. Nu, anul trecut. Pe ideea că vreau să fac ceva, fac ceva. Cunosc foarte mult producători, sunt mândră de ei, îi dau exemple pe unde pot. Și aș vrea să fac. Am venit pe acest domeniu, în acest partid, și așa aș vrea să fac treabă. Da, adică... Domnul Preda, de ce Mișcarea Populară? Da, am să vă spun și de ce eu personal și cât de important este exemplul pe care îl avem prin doamna Grigoriu. Pentru că, vedeți, e foarte important ca oamenii care au o experiență de viață semnificativă și dânsa lucrează în horticultură de 30 de ani, e foarte important ca oamenii care au o experiență de viață, care sunt pe picioarele lor, nu sunt, cum să vă spun, cu grijă. Nu depind de alții. Da, da, nu depind și să vină și să pună la dispoziția celorlalți această experiență. Pentru că, în fond, asta facem, nu? Îi așteptăm cu ajutorul colegilor noștri, pe cei care au nevoie de sprijin în proiectul european, să facă asta, cu cei care vin din domeniul învățământului, cum vin eu predau la Universitatea din București în 1992. Îi ajutăm pe oamenii care sunt în acest domeniu să își pregătească dosare de bursă pentru copii și așa mai departe. E bine ca aceste experiențe de viață care sunt semnificative pentru ceilalți, pentru semenii noștri, să fie împărtășite. Ăsta este un partid politic. E un loc în care oameni cu diferite profesii, cu diferite experiențe, vin împreună și încearcă să le fie util celorlalți. Sigur că un partid e în același timp un instrument pentru a participa la competiția politică. Aș vrea să vă spun ceva despre numele Mișcarea Populară, că toată lumea întreabă, domnule, Mișcarea Populară, bun, e o idee care a venit lui Traian Băsescu. Ce înseamnă pentru noi Mișcarea Populară? Înseamnă, e de fapt o încercare de a aduce, cum să vă spun, în mod ideal, tot ceea ce înseamnă România de astăzi, pentru că vedeți, de multe ori partidele se construiesc în ideea vreau să-i reprezint pe țărani sau vreau să-i reprezint doar pe liberali sau doar pe sociali.
Ambiția noastră e aceea de a reproduce mai întâi la nivelul partidului nostru, al membrilor noștri, structura socială a României de astăzi. Adică noi nu vrem să avem doar, nu știu, oameni care au trăit toată viața în mediul rural sau oameni care au trăit toată viața în mediul urban. Proporția pe care o găsim, 40% trăiesc în rural, 60% în urban, aș vrea să o regăsim în partidul nostru. Proporția 52% femei, 4%, bun, ideal ar fi să fim fix pe fix, da? Să avem câți medici există în România proporțional, să avem o reprezentare în interiorul partidului nostru. Să reproducem, dacă vreți, în mic, în structura sociologică a partidului nostru, structura României. Că asta înseamnă să înțelegem fii popular. Că acest partid și-a propus să facă și politică socială și liberală și... Cu oameni care vin din toate straturile societății. Cu oameni și care mai ales vin... cu cei care au experiență. Da, cu oameni de diverse condiții. Că un om poate să fie foarte harnic, foarte bun, foarte util comunității, chiar dacă a făcut 8 clase. Eu, cum vă spuneam, sunt profesor, mi-am făcut doctoratul în Franța, predau de 20 de ani la Universitatea din București, e nevoie și de oameni ca mine, cu acest nivel de... Dar e la fel de util un om comunității, chiar dacă nu are aceste studii. Baza este pătura socială. Și nu trebuie să-i privim cu dispreț, pentru că pot să fie oameni de mare calitate, oameni care fac bine semenilor lor, chiar dacă n-au făcut studii cum am făcut eu la Sorbona și în alte părți. Invers, poate să fie unii ticăloșiți, chiar dacă au studii. Deci încercăm să combinăm toate aceste experiențe semnificative și ne-am bucurat ca la vot să vină oameni care, repet, reprezintă diverse straturi sociale. Noi nu vrem să fim România unei părți, știți, adică să fie o Românie ciopârțită, ci am vrea să-i reprezentăm pe toți cetățenii României și să aducem alături de noi oameni de diferite condiții. Pentru că așa ne îmbogățim cu toții experiența de viață și cum participăm la dezvoltarea comunității de care vă spuneam. Deci popular înseamnă sociologic semnificativ. Da? Nu trebuie să fie doar universal, zice, sunt partid, zice, vrem doar oameni de afaceri. Dom'le, bun, oameni de afaceri, sunt foarte important, dar poți să trăiești doar cu oameni de afaceri? Poți să trăiești fără medici, de pildă? Nu poți. Deci, hai să aducem împreună oameni de diferite condiții, oameni care au diferite experiențe de viață și să încercăm să reproducem în mic România așa cum e ea în partidul nostru. Avem o condiție foarte severă și uitați-vă și la listele noastre pentru europarlamentare. Dom'le, noi nu vrem corupți. Și am mai spus-o și în alte ocazii. În 2009 au fost trimiși în Parlamentul European unii care, sincer, nu trebuiau să ajungă. Doamna, a ajuns acolo și a intrat într-un grup, se cheamă al non-afiliaților, adică ăia care nu sunt primiți de niciun grup politic. Și acolo s-a dus un domn, nici nu mai pronunț numele, că acum e în închisoare, care a plecat după vreo 3 ani din Parlamentul European zicând: eu nu vin aici că sunt scaunele albastre și de plastic. Doamnă, te duci să-ți reprezinți țara și singurul lucru pe care îl constați tu e că sunt scaune de plastic și albastre și că ție trebuie. A venit în țară și l-au, e în dosarul ăsta, mai multe dosare, repede, știe lumea despre cine e vorba. Deci ne trebuie acolo oameni care știu de ce se duc, da? Știu ce înseamnă viața. Și oameni care știu să facă politică, pentru că sunt români care vor să facă politică, dar nu cunosc doctrina partidului și nici nu știu de ce au ajuns acolo, pentru ce, care este motivul. Doar că dețin puterea, reprezintă o formațiune care este la putere sau o formațiune care este în opoziție? Doamnă, doctrina are sens, doctrina are sens atâta timp cât este asumată. Eu am scris textele care definesc identitar partidul nostru, pentru că, în fine, fac științe politice, am scris cărți de politică și așa mai departe. Problema este că asta e funcțională și utilă, această doctrină, dacă ea este asumată prin experiențe de viață de care spuneam. Că, știți, într-un partid nu vii și dai un test așa, adică nu e un test la facultate, te duci, mă rog, acum să mai dau examen la facultate, dar pe vremuri când am făcut noi facultatea, te duceai și luptai. Erau cam 10% din bacalaureați care aveau locuri în facultăți și era lupta aia, da? Trebuia să tocești, să... Acum e mai ușor, sunt oameni buni, dar vreau să zic, intrarea într-un partid nu e un test de genul ăsta, e preda acolo și zice: astea ascult la doctrina, ia, ai recitat doctrina. Nu e așa. Deci un partid e viu dacă adună oameni diferiți care sunt de acord să împărtășească experiențele lor, care sunt de acord să-i mobilizeze pe ceilalți pentru ca împreună, sigur, ajungând într-o zi la putere, să aibă pârghire pe care schimbă în mod semnificativ viața oamenilor. Bun, știu că multă lume e dezamăgită de politică, e nervoasă. Bun, dar și pentru că, cum să vă spun... Și pentru că mulți politicieni nu reușesc să transmită mesajul
Păi să cam s-o fac așa, știu, sunt destul, dar am văzut că eu interacționez cu... Dar politică știu și... să facă? Păi depinde. Vă întreb pentru că dumneavoastră sunteți profesorul universitar. Da, doamne, da, până acum, politică înseamnă multe lucruri. Dacă vrei să faci politica din politică... Da, nu, știți cum e... Din păcate a ajuns una dintre cele mai detestate meserii și dacă vei face așa un clasament ce nu vă-și doresc oamenii să facă, ar pune profesia politică mai la coadă, dacă nu chiar pe ultimul loc. Pentru că din pricina unor oameni care au intrat acolo doar ca să facă diverse aranjamente, să-și urmărească un interes strict personal, să facă... Sau unui grup de interese. Da, deci din pricina asta a fost denaturat sensul foarte nobil al politicii, pentru că politica este capacitatea de a dedica celorlalți, de a face acest efort, de a aduna, cum spuneam, pe oamenii care sunt diferiți, care pot să aibă împreună, să împărtășească împreună o viziune, un proiect politic, să aibă determinarea să continue pe un drum, inclusiv după ce pierzi. Experiența politică e o experiență de viață colosală, pentru că uneori pierzi. Te duci la urne, încerci să explici, ai dreptate și lumea nu te susține. Nu e experiență ușoară, adică politicienii trec niște probe colosale. Acum, ar fi bine ca în clasa asta politică să vină mai degrabă oameni care au pasiunea de, pasiunea binelui comun, știți? Adică să simți că dincolo de viața ta individuală există există un sens al comunității, există semenii tăi cu care împărtășești niște lucruri și cu care trebuie să mergi împreună într-o anumită direcție. Adică viața socială nu e o luptă în care trebuie să-i disprețuiești pe ceilalți și să-ți arăți capacitatea de a fi rău, disprețuitor, arogant. Trebuie să găsești aceste resorturi care îți permit să trăiești împreună cu ceilalți. Politica asta este, e despre comunitate, nu e altceva. Ori comunitate înseamnă că împărtășești ceva, ai ceva în comun, de aici e numele comunitate, nu? Ori asta încercăm să facem cu oameni care în general fac politică prima dată. Peste 60% din cei care sunt în Mișcarea Populară acum nu au mai făcut niciodată politică. Da. Și sunt și mulți tineri. Foarte mulți tineri. Păi nu ne-au zis Partidul în Bluge. Acum mie îmi convine că, în fine, la Parlamentul European, evident, mă duc în costum, că asta este codul vestimentar. Dar așa în viața de zi cu zi, mie îmi convine în Bluge, că asta e... Reprezentați mai multe formații politice în Parlamentul European. Conlucrați? Pentru că în Parlament... Da, ce să vă spun acum, în grupul în care sunt eu la PPE, sunt 48 de partide din 27 de țări. Adică singura țară care nu are un partid în grupul nostru politic e Marea Britanie. În rest, din multe țări, de aici și diferența, sunt mai multe partide. Nu, eu sunt la Mișcarea Populară, în grupul meu din România mai e și PDL-ul, mai e și UDMR-ul și la fel sunt mai multe țări cu... La socialiști la fel, au, mi se pare că vreo 34 sau 35 de partide din 28 de țări, iau din toate țările membre. Asta vă dați seama că noi și socialiștii, care suntem cele mai importante familii, PPE-ul e cel mai important, socialiștii spădoi, împreună suntem aproape 80 de partide, dacă nu ceva mai mult de 80 de partide din toată Europa. Cu ce mai punem de la celelalte familii politice sunt vreo 150 de partide, adică nu există vreo voce politică în cele 28 de țări membre, vreo voce politică semnificativă care să nu fie în Parlamentul European. Acum, noi colaborăm pentru că vedeți dumneavoastră modul de lucru în Parlamentul European e ceea ce în teoria politică se numește democrația consensuală. În opoziție cu ceea ce tot teoria politică numește democrația majoritară sau de confruntare. Ce înseamnă asta? E stilul clasic de politică, adică ai o putere și o opoziție. Asta e confruntare, democrația de confruntare. Nu? Ai o putere care stă 4 ani sau cât e mandatul acolo și opoziția care critică și speră să ajungă a doua zi, la următoarele alegeri la putere. E democrația consensuală sau de compromis, e cea care e modelul de lucru la Parlamentul European, adică noi și socialiștii încercăm să găsim un compromis și de asta negociem luni de zile pentru a ajunge la o poziție comună. Și te duci acolo, de fapt, nu să n-ai o putere și o opoziție, adică nu te duci să îl dărâm pe unul de la putere, pentru că modul de lucru este găsirea unui compromis care trebuie să țină seama, gândiți-vă, de
interese a 28 de state membre. Noi nu suntem singuri acolo, nu ne ducem și zicem, noi suntem români, dacă nu faceți ca noi, vă ia mama dracu, că râde lumea de tine, adică să nu vă închipuiți că ceilalți nu se duc să reprezinte la rândul lor niște interese. Și de asta când mergem în Parlamentul European, și asta e marea artă a politicii pe care trebuie să ilustrăm acolo, trebuie să avem capacitatea de a negocia în mod inteligent interesele cetățenilor români, plasându-le în contextul european. Și trebuie să găsim o formulă avantajoasă, sustenabilă pentru toate țările. În plus, sunt 100 de partide. Vă dați seama că sunt fracturi extraordinare, dar e o provocare nemaipomenită să-ți reprezinți țara, nu așa într-un dialog. Ești la tu cu un român și vă înțelegeți foarte bine. Sunt din 27 de alte țări. Deci, efortul pe care îl faci ca să reprezinți în mod consistent și să regăsești interesul României în ceea ce se cheamă interesul comun european este extraordinar și o provocare pentru clasa noastră politică. De asta am fost foarte supărat când am văzut că la PSD, la PNL, au pus neveste logodnice. Ce faci, domne? Păi te duci acolo și, înțelegeți, e ceva foarte dificil că... Eu am lucrat și în diplomație și atunci când ești de pildă într-o negociere bilaterală, ai România și Bulgaria. România are un interes, Bulgaria are un interes. Bun, în doi ajungi la o soluție. E mult mai ușor să ajungi în doi decât în 28. Pentru că fiecare are... Agricultură, vă dau un exemplu. S-a distribuit, e un buget uriaș pentru agricultură. Unele țări vreau să dăm mai mulți bani pentru agricultori, subvenție directă. Altele vreau să dăm mai mulți bani pentru dezvoltarea comunitară. Alții au zis, nu dăm deloc bani pentru agricultură. Și a trebuit să găsim un compromis, 28 de state membre, bine, și șefii de stat și de guvern în Consiliul European, acolo a fost Băsescu, un compromis astfel încât să fie acceptabil pentru toată lumea. Și de pildă, pentru agricultură noi o să avem mai mulți bani în 2014-2020 decât aveam înainte. Înțelegeți? Am reușit asta. Dar nu era evident că alții spuneau, domnule, nu mai vrem să dăm bani pentru agricultură. Din diverse motive. Ei n-aveau agricultură importantă. Sau la guvern e cineva care nu mizează pe agricultură. Deci situații sunt foarte diferite. Este extraordinar să-ți reprezinți țara în contextul ăsta european. Și eu cred că România, la sfârșitul mandatului care va începe acum, 2014-2020, va fi mult mai respectată decât e în acest moment. Am așa un optimism. Ce spuneți, doamna Grigoriu? Păi altfel n-aș fi aici dacă n-aș fi optimistă. Da, și eu cred. Se văd niște realizări în țara asta, totuși, dacă ne uităm. Câte locuri totuși spera să obțină Partidul Mișcarea Populară? Păi noi am zis că facem 10%, da. 10%? Ar fi extraordinar să facem 10%. Asta însemna cel puțin 3 mandate, știți? Dar apropo de discuția mai devreme, știți că lumea... Eu am zis și în 2009, dar nu m-au ascultat. Deci în 2009, 3 locuri au mers la un partid care se cheamă România Mare și care a intrat în acest grup al neafiliaților cu celebrul partid Iobbik din Ungaria. Vadim a fost parșiv, nici n-a spus după ce s-a ales în Parlamentul European, el cu Becali și cu... N-a spus că el e coleg de grup cu Iobbik, cu ăștia care ar mânca român pe pâine. Înțelegeți? Deci eu am spus de atunci, domnule, vedeți că dacă votați acest partid, ei nu vor putea face nimic, pentru că e un grup care are zero influență politică, tocmai pentru că e compus din cei care nu sunt acceptați în niciun alt grup. Gândiți-vă că la Parlamentul României intră unii de care nu ține nimeni seama. Deci nu poți, dacă n-ai niciun fel de autoritate acolo, cum să reprezinți pe cetățeni? Vii și cași gura pe acolo, știți, te uiți la tavan. Deci, din păcate sunt mulți. Păi da. Hai să ne uităm. Românul trebuie să fie cel care să conștientizeze că astfel de personaje nu au ce căuta. Deci, grupul popular din care fac eu parte este cel mai influent din Parlamentul European. A dat de altfel șefii marilor instituții, majoritatea guvernelor sunt la noi în grupul ăsta. Socialiștii, acum, bun, nu o să fac eu propagandă pentru ei, și eu o să vă spun și au dreptate. Sunt guverne, socialiste și așa mai departe. Decât să irosim votul, să-l dăm la niște partide care nu vor putea face nimic acolo, că nu-i tolerează nimeni din 100 și ceva de partide din Parlament, pe ăștia îi lasă toată lumea deoparte. Vă dați seama în ce situație sunt. Deci îți dai votul și omul ăla se duce degeaba, pentru că nu participă în niciun fel la discuție, nu sunt luați în seamă, nu primesc dreptul de a avea inițiative, nu pot uneori nici să vorbească. Stau săracii pe acolo să agățați, pentru că nu, înțelegeți, sunt marginalizați într-o incintă care cuprinde 100 și ceva de partide, sunt unii vreo 20 de partide care sunt complet ignorate, pentru că sunt considerate împotriva interesului european, împotriva intereselor cetățenilor. Deci de ce să-i votăm pe unii care știm sigur că nu vor putea face nimic acolo?
Asta e, trebuie mers la sigur. Stimată doamnă, de ce să vă voteze pe dumneavoastră orașul Megidia, județul Constanța? Pentru că facem treabă. Când spunem facem treabă, la cine faceți referire? La noi, la partid, și la oamenii din județ. Vrem să facem treabă, vrem să fim concreți. Nu vrem să promitem mare acusarea, vrem să facem treabă. Domnul Preda, pe dumneavoastră... Da, eu o să vă dau un exemplu mai simplu. Că în situația noastră vorbim de continuitate. Da, nu, dar am să vă dau niște exemple de aici, locale, de la dumneavoastră, că aveți un primar, cred că Iordache se numește, care a dezamăgit foarte multă lume. Nu? Am aflat de pildă că în trecuta guvernare să începuse lucrarea la un parc industrial, l-a blocat. Era util pentru oraș. Cred că trebuie ales pornind de la această capacitate de a răspunde unui interes comun, cum spuneam mai devreme, de a ține promisiunile, că vedeți, avem și la București, guvernul Ponta au promis 1 milion de locuri de muncă, sunt de 2 ani la guvernare, au făcut 30.000. Deci, știți, e ca și cum eu spune, mă duc și alerg cursa de maraton și după 300 de metri mă așez și beau o bere. Deci, maratonul e ceva mai lung. Așa și ei au promis 1 milion de locuri de muncă și în 2 ani au făcut 30.000. E o diferență de 970.000. Înțelegeți? Deci, așa trebuie ales. Pornind de la promisiuni, ce au promis unii și n-au făcut. Noi am promis că vom trece țara și Europa prin criză. Avem astăzi, din punctul de vedere european, o situație mult mai stabilă decât în 2009. Acum, guvernul ar fi trebuit să profite de pe urma sacrificiilor pe care le-au făcut românii și le-au făcut cu mare dificultate. Președintele Băsescu, premierul Boc, cum să vă spun, credeți că le-a creat vreo satisfacție faptul că au trebuit să sacrifice 25% din salarii? Atunci a fost oribil. Cu toate astea, s-a făcut acest sacrificiu și în loc să profităm de pe urma situației stabile, uite că se bagiocorește de 2 ani de zile guvernarea. Și repet, oamenii trebuie să măsoare. Ai promis 1 milion de locuri de muncă, ai făcut 30.000, păi mai stai și mă tare puțin acasă, mai gândește, poate nu ți-au ieșit calculele la matematică. Și poate chiar să înțeleagă că dacă s-au dat înapoi cei 25%, s-au pierdut în prețuri. Adică sunt mulți oameni care zic, da, domne, mi-a recrescut pensia și mi-a recrescut salariul, dar ei nu trebuie să realizeze că, de fapt, au pierdut în continuare. Pe cetățean, acest lucru îl face să creadă că politicul, în general, a pierdut contactul cu realitatea. Nu a pierdut, doamne, contactul cu realitatea. Cred că își permit orice, știți, pentru că, repede, deși au promis 1 milion de locuri de muncă și au făcut 30.000, te uiți în sondaje și cel mai apreciat e Ponta. Păi cum, domne, dacă ăsta te minte în față, spune că face 1 milion și face 30.000, ori e mincinos, ori e incapabil, ori e și una și alta. Cum să-l mai urmezi pe om? Și atunci el, când vede că e totuși cel mai susținut, zice, a, da? Ia să bănuiesc eu prețul, că poate mai am niște bănuți pentru pomeni electorale. Știți, din păcate, unii judecă așa lucrurile, suntem oripilanți de asta și de asta am făcut și petiții, am făcut și un meeting, au venit peste 10.000 de oameni din toată țara să spună, nu măriți prețul la benzină și la motorină pentru că nu-i nevoie, aveți bani în buget pentru a face ceea ce e pus în prioritățile guvernului. Acum au dat-o la întors că nu știu ce vor să facă. Ministrul Finanțelor zicea că nu mai au bani de pensii și de salarii. După ce cu o săptămână înainte ziceau că bagă bani în autostradă. Păi care autostradă? Deci schimbă de la o zi la alta justificarea. Realitatea dură va fi asta, că vom simți cu toții, de la pâinea pe care o cumpărăm, la biletul de autobuz, la ce vreți dumneavoastră, tot, peste tot să duc prețul, că transportul este e un instrument absolut indispensabil pentru foarte multe activități. La final de ediție vă invit pe dumneavoastră să transmiteți un mesaj telespectatorilor postului Alfa Media. Aveți încredere în voi și de voi și de noi depinde viitorul nostru. Domnul Preda? Mesajul meu e tot unul de felul ăsta optimist. Cred că oamenii au puterea să schimbe lucrurile și o pot face dacă găsesc sentimentul acestei apartenențe la o comunitate, mândria de a fi partea unei comunități, a unui oraș, mândria de a fi cetățean al unei țări.
Asta ți-o dă capacitatea de a face lucruri, de a pune în practică ce-ți dorești, visurile, aspirațiile și, cum vă spuneam, vrem să facem un alt stil de politică, o politică adaptată la vremurile noastre, așa cum se face în Europa, pentru a ne europeniza cât mai mult. Asta e și miza alegerilor în 25 mai. Mulțumim pentru prezența dumneavoastră, vă așteptăm și în alte ediții. Stimați telespectatori, au fost în fața dumneavoastră reprezentanții Partidului Mișcarea Populară, doamna Iuliana Grigoriu și domnul Cristian Preda și în calitate de europarlamentar. Vă mulțumim pentru atenția acordată, rămâneți cu Alfa Media pentru că rămâneți în realitate. Toate cele bune! Succes, Alfa Media!